Bună dimineața, dragii mei! Deja a venit, spuneam de ieri, că a venit toamna, a venit și azi. Hai să vedem azi chiar mai bine decât ieri, pentru că temperaturile astăzi sunt mai răcoroase, mergem, vremea se răcește din ce în ce. Ajungem un joi să avem așa o cădere, sau nu, miercuri, chiar mâine, adică să avem o cădere semnificativă a temperaturii. Astăzi încă avem un 15 grade, o maximă de 15-16 grade, minimă undeva pe la 6 grade, de dimineață 13 grade și ceață. Mâine se așteaptă ca temperatura zilei să fie undeva pe la 9 grade și minima pe la 2 grade, și asta vorbim de zona Suceava și zona metropolitană. Cu siguranță în zonele înalte există posibilitatea, am văzut chiar, ca temperaturile să intre în zona minus, ajungând chiar pe la minus 2 grade. Bănuiesc că asta se întâmplă la munte. Deci vremuri nu, cine știe ce, vremea nici ea nu prea ține cu noi. Și asta într-o zi de marți, și nu-i 13, e doar o zi de marți, 4 octombrie. Bună dimineața, Florin! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Toamnă frumoasă deja, nu... Fără să ne dea nicio speranță, măcar că ar fi vorba despre altceva. Deci toamnă, chiar dacă se va mai încălzi peste câteva zile, așa cum suntem amenințați de cei de la meteo, nu foarte tare, dar am înțeles că se va mai încălzi. Sunt de la 9 grade la 14. De acolo pe undeva, probabil. Noi avem toate șansele de la 5 la 9. Da. Deci nu e absolut nicio problemă. Am înțeles că deja cunoscuții mei și-au pregătit cauciucurile de iarnă. Nu știu din ce motive. Nu vreau să cred că ar trebui cauciucuri de iarnă așa de repede, dar pe hartă, pe la noi, am văzut și un pic de lapoviță. De furguială, da. Lapoviță. Așa că la câte se întâmplă la noi în zonă, n-ar fi păcat să nu vină și un pic de zăpadă acum. Deci ar fi în ton. Da, ar fi în bon ton, să zic chiar. Știi, chiar în bon ton ar fi să vină și un pic de zăpadă. Așa, un pic de zăpadă, așa. Oricum, e posibil, orice e posibil, trăim într-o, eu mi-aduc aminte, așa, din tinerețile mele, de vremuri când zăpada sălășuia la începutul lui noiembrie, și vorbesc de un 3-4 noiembrie, mi-aduc aminte odată, a picat, bă, și nu s-a mai ridicat până în aprilie, adică nu că s-a ridicat mai repede, s-a tot ținut-o, adică zăpadă din aia adevărată, cu geruri adevărate, cu zăpadă, cu frumoasă, așa, adică o iarnă autentică. S-a mai schimbat lucrurile între timp. 95, dar am avut un 11 octombrie cu zăpadă, 2 sau 3 ani în urmă, dar nu a ținut foarte mult, dar nici nu mai contează deja, indiferent cum ar fi frunze, multe ploi sau zăpadă, lucrurile deja au intrat așa într-o zonă. Adică încolo mergem, ce să mai... Da, deja ne apropiem. Ne gătim de sărbători. Acum se face mustul, se face vinul, se pregătesc premizele unui Crăciun în Bucovina, de ce nu, de calitate, nu știu, unul așa. Adică pregătim tot ceea ce trebuie pregătit în perioada asta, pentru că pe toamnă așa se pregătesc cămările, nu, gospodarilor și a gospodinilor, în special cămările, ca să ai liniște la iarnă. Asta încă cei care o mai fac, bă, deja nu mai toată lumea, așa, mai puțin din ce în ce, dar mai sunt așa care pe aici pe acolo mai fac tot felul de borcanele cu zacuscă, cu tot felul, mai tai porcul arar pe aici pe acolo, mai chiar și de pe listă, dar tot e o chestie, știi, când îl tai. Important e să fie tăiat corespunzător, da? Dacă e tăiat, e tăiat. Cu o linie frumoasă, da. Dreaptă, clară, ca să fie porca, da. Nu ăsta. Nu! Uitați-vă, referitor la murături și așa mai departe, la perioada de toamnă, când eram obișnuiți cu aprovizionări din acestea care se țină pe mai multe luni, chiar vorbeam cu un cunoscut care m-a trăgea atenția că de vreo câțiva ani nu mai simte miros de varză murată în primăvară. Știți, când își puneau gospodinele varză la murat de așa și nu foloseau aproape deloc, și în primăvară erau aruncate la buncărele de gunoi, erau aruncate la tomberoane. Și era un miros prin oraș de varză murată, de numai... Ideea era că de vreo câțiva ani nu mai este mirosul. Nici măcar asta. Ceea ce înseamnă că nevoile de varză murată sunt satisfăcute din alte surse. Am descoperit că se poate și fără varză murată, neapărat pus la butoi de 100 de kg, ca să mi-ajungă până în primăvară, că mi-aduc aminte de vremuri, dacă tot vorbim de gospodăreală, așa cum era, deci trebuia să intri în iarnă așa o familie cu 3-4 persoane, așa, sau formată, mă rog, din 3-4 persoane, trebuia măcar să intri cu vreo 500 de kg de barabuli. Dacă n-aveai 500 de kg de barabuli, era problema, adică s-ar putea să fi fost foamete. Obligatoriu trebuia să treci pe la un picuț pe la moară să-ți rezolvi problema
făinei, ca să ai cicoace, pentru că dacă nu aveai făină de malai, nu aveai o lecuță de tărâțe, nu aveai o lecuță de făină de porumb, o lecuță înseamnă măcar acolo vreo 500 de chile, știi, tărâță mai multă ca să ai ce da la porc, ca să ai ce tăia, evident, la Crăciun, ca să-l îngrași un pic, să-l faci frumos, așa zvelt, ca să fii slăninuța cât mai frumoasă și cât mai comestibilă pe timp de iarnă. Deci nu erai pregătit, poate de alte, de zacuși, de borcane, de, bă, și așa mai departe, nu știu să mai pune problema. Tot ce se punea ca să poți trece iarna și să nu uităm, ingredientul principal, pentru mine cel puțin, era brânza pusă, cașul pus la putinică în sare, obligatoriu, că dacă intrai fără caș în iarnă, era nenorocire, frate, deci era, hai de capul meu, întrebarea ei, ce mă fac la iarnă, adică erai nenorocit, ce toată lumea punea. Ei, lucrurile acum s-au mai schimbat și asta pentru că oferta este foarte mare, pentru că poți alege mai ce vrei tu, mai cum vrei tu, mai cu câte chimicale vrei tu, mai ales că am ajuns și dependența așa un pic de astea, de iourile astea, știi, care sunt pe alea că maică te îndeamnă, așa mergi pe lângă raft, așa, știi, ceva de genul frână, am uitat înapoi, trebuie să iau nu știu ce, știi, deci cam ceva de genul ăsta. De asta am intrat și de asta nu o să mai cumpăr. Găsești varză murată gata luată, gata făcută și dacă să pui varză murată, adică să pui ceva de genul, bă, să pun la putinică 3-4 vărzuci, cam să fac de 3-4 ori sarmale, sau să fac, nu știu, varză murată, tăiată și amestecată, bat jocorită, ca să folosesc și eu așa o expresie, cu un pic de ulei, subtitlul salată de varză murată, ce vorbești? De acum e rarism. Acum nu mănânc, mănânc numai acum, mănânc un grătar alb, că mă doare pântecele, mănânc o nu știu ce acaste, mănânc cartofi, nu știu cum, aia nu știu cum, baraboli, dacă iei 20 de kg pe iarnă, 10 le arunci în primăvară, deci ceva de genul ăsta, cam așa funcționăm acum. S-au schimbat paradigma, ca să folosim așa, ok? S-a schimbat paradigma la alimentație noastră, s-a schimbat și s-a schimbat foarte tare, ca să nu mai să spun că s-au schimbat în general paradigmele, așa, oriunde ne-am duce, că ne ducem către mâncare, că ne ducem, nu știu, către viața de zi cu zi, că ne ducem către servici, către orice ne ducem, lucrurile s-au schimbat. Oricum, știi? Pe atunci, dacă aveai un servici, îl luai de la un capăt și îl duceai până așa la alt capăt, știi? Intrai un tânăr frumos și cu o tânără speranță la o fabricuță și ieșai, bineînțeles, după o grămadă de ani, ieșai un talentat pensionar, știi? De acolo, că și nu mai schimbai locul de muncă decât dacă nu știu, vrei să lucrezi la una mai care dădea salarii mai bune, cum era Ugira pe la noi, că așa se chema, nu? Cred că nu. Sau apăruse după aia Băcetul sau nu știu ce, unde dădeau salariile mai mari și spunea, băi, dacă merg în zona aia, acolo e un grad de salarizare, nu știu ce chestie și mă ridic salariul mai sus. Altfel nu schimbai, frate, veci. Intrai la IRA, ieșai de la IRA. Intrai la CCH, ieșai de la CCH. Intrai la CPL-ul, ieșai de la CPL-ul. Deci era treaba clară, pe când acum e ceva de genul unipensia și dacă, știi, da, care mai prinde, știi, și dacă reușești să mai ai ceva la vechime, ca să zic așa, știi, ca, mă rog, ca strâns. S-a schimbat paradigma, spuneam. Păi, oricum, poate țin un final de stresul cotidian, nu? Și comportamentul gastronomic, dacă vreți, s-a modificat o dată comportamentul zilnic al populației. Avem cu totul alte priorități, avem alte nevoi. Dacă era o perioadă în care grija principală era ce mâncăm și să avem asigurat rezervele necesare pentru o perioadă mai lungă de timp, deja gândurile noastre sunt acum cum mai găsesc un loc de muncă sau de unde reușesc să adun un leu, pentru că de mâncat ai mâncat eu ceva de undeva. Cam la modul ăsta sunt privite lucrurile acum, pentru că deja lucrurile au ajuns într-o altă zonă, iar dacă doriți comportamentul alimentar mai degrabă, dacă la oraș, știu eu, lucrurile întotdeauna au fost mai dinamice, deja avem o asemenea dinamică și în comună și la țară, unde comportamentul este total diferit față de ce se întâmpla cu 15-20 de ani, în sensul că am văzut foarte multe familii care au renunțat inclusiv la porc și la păsări pentru simplu motiv că da, spuneați deja că trebuia să cumperi un pic de niște babe sau ceva în zona tărâțe sau mai nu știu ce pentru a crește un porc sau câteva găini. Ei bine, spuneau, de bani ăștia îmi cumpăr ce am nevoie, carne de porc sau carne de pui și nu se mai justifică să stau acolo legat de ele. Vorbim de gustibus, e diferență foarte mare. Abia în timp oamenii au început să învețe că tot ce e ieftin, că tot ce e ieftin nu e foarte bun, dar reîntoarcerea înseamnă mai degrabă un business. Cunosc foarte multe persoane care
cunosc câte o familie, nu la țară, în grija cărora le lasă găinuțele, porcul eventual, da? Și nu, deja e un business. Vorbim deja despre un business, de cu totul altceva, un business în calitatea alimentelor pe care doresc să le pregătească. Dar nu mai este furia, nu toată lumea trebuie să aibă găină acasă, nu toată lumea trebuie să aibă porcul acasă, nu mai vorbim de o vacă sau mai știu eu ce, ca să ai laptele și... acest tip de comportament este modificat deci total, în primăvară, la țară. În primăvară, duminica, când se mergea la, mă rog, la o anumită piață de animale, ca să spunem la Verești, când mergea toată lumea la Verești, cu sacul sub soară, deci toată lumea când mergea la Verești, eu spun ca un conesor, pentru că nu era așa, doamne, de ce se vede? Deci toată lumea, deci nu vorbesc prostii, toată lumea vedea așa. Gospodarul, sacul sub soară, mereu să cumpri porcuț, știi? Să cumpri un purșel și apoi începea. Și el la noi, și el la noi, și el la noi, vedeai tot. Care medicare? Unul mai sus, unul mai jos, frumos cu porcuțul, cum l-ai luat? Bine, cât are? Bă, frumos porcuț. Băi, 6-7 săptămâni, zice, că 9, că 10, că 8, frumos, am luat de și ala mai lunguț, de ala altul mai nu știu cum, de ala mai așa, de ala mai așa, castrat, curățat, e curățat, băi, ce vorbe? Și începea, evident, dimineața când te trezai, auzeai guițăturile, că la toată poarta era măcar un porcuț, dacă nu doi, știi? Toată lumea trebuie să dea mâncare și unul mai târzie, unul mai nu știu ce, unul mai cu tare. Deci era așa o emulație, știi? Era emulație. Acum, frate, emulația înseamnă pauză, nimic. Treci guițat, ce? Nimic, e tăiat cu... Deci nu cumpărăm, că n-are rost să cumpărăm. Aia care mai fac chestia asta la capitolul business... Încercând să facă ceva, între timp le-a trecut și lor și s-au lăsat și mai sunt pe aici, pe acolo, mai găsești câte unul. Anul trecut, ca să facem așa o voltă, știi, să ne întoarcem un picuț în timp, să auzeam anul trecut la capitolul, așa erau prețurile, cumpărai un porc de 100 de kilograme, la un moment dat, la sărbători, cu 5 milioane, cu 5 lei kila, ca să zic așa, pe între... Băi, și întrebarea era, stăteam și socoteam pe degete, vezi, cum adică, băi, cum să și un porc de 100 de kg, 5 milioane? Frate, adică 5 milioane, adică zero, nada, nente, nimic, știi? În condițiile în care dădeai vreo două pe el, două și ceva, ca să le iei mai frumușelă, îl luai în primăvară și începeai socotelile, băi, dar... Că doar nu crezi cu coaier. Mai trebuiau deșele, știi? Unde era profitul? Profitul se numea balegă, ca să fim foarte așa, știi? Ăla era cu profitul, cu ăla rămâne și îl întindeai pe ogor și ăla nu-i foarte bun, că iute, îi nu știu ce face și cam așa ceva. Dar lucrurile astea au trecut foarte repede și nu mai există așa, o, știi, așa în zona asta. Ma, frumos, mergem, s-a inventat magazinul, bă, ce unde mă duc? Mă duc până la jos, cobor, frumos, cărucior. Fac un pic de conducere, merg cu gospodina sau fără, sau numai gospodina fără gospodar, deci fac am intrat înăuntru, la raft. Ce rost are să stai miros de balică? Chiar dacă e eco. Hai să fim serioși. Pune bucățica aceea de fleicuță, așa, mai așa. Ce? Știi? Nu mai pun încă din porc rămânei cu o grămadă de slănină care nu știi ce să faci, știi? Că... Făceai, amestecai slănină, bani barabule, bani fasole, bă, frate, ba fără, dar să morc așa era, bă, ce vorbe. Dar până la urmă, că nu mai mergeam, înțelegi? Da, vremuri, da, erau vremuri faine, știi, și erau vremuri, cred că mai liniștite pe atunci, Florin, cel puțin așa o spune un trăitor, unul care a petrecut vremuri din alea, erau mai liniștite, erau mai oameni, ca să folosesc așa o expresie, știi, pe care cred că eu am inventat-o acum pe moment. Oamenii erau mai oameni, aveau timp să se mai omenească între ei, știi, mai povesteau, stăteau la cioace, la o berică, la o chestie, la o țuiculiță, și povesteau amintirile și aveau tot felul de preocupări de astea, să spunem, de comunicare, știi, comunicau foarte tare. Acum n-ai văzut, bă, frate, acum doar mai sunt câteva pe aici, pe acolo, două, trei camere de luat vederi, care mai fac comunicare. Că rest, niente, toată lumea e, știi, pe drumuri. Așa sunt vremurile, s-au schimbat vremurile, s-a schimbat paradigma. Bă, o chestie, am văzut o imagine foarte faină și cred că nu vreau să cred că este așa vreo legătură între ele. Pe prima pagină din Obiectiv e, mă rog, se vorbește de termonet și de nu știu ce și așa mai departe. Dar ce se vorbește, vorbim și noi îndată. Pe mie ce mi-a plăcut foarte tare, că poate dăm așa, să vedeți de unde scrie termonet, deasupra, să vă uitați un picuț ce scrie de desubt. Dacă dăm un picuț mai aproape așa, dacă putem să dăm un pic, să focusăm, cum se cheamă alea? Deci de desubt, sub termonet, scrie efemer.
Sper că nu are niciun fel de legătură cu, cu faptul că ori termonetul pe moarte, ori deja îi face prohodul, habar n-am, bă, zic și eu. Greșesc, Florin, cu ceva? Acum, sau e în pregătire, știi? Am zis că, băi, frate, că, doar să fie așa o chestie decât de sediu și nu neapărat niciun fel de legătură. Pentru termonet este acest mesaj, ci mai degrabă pentru clienții termonet. Ai la pachet. Deci, aha, în momentul în care, aha, ai semnat contractul cu termonetul, ai la pachet și restul serviciilor. Ai murit. S-a terminat. Noi am tot discutat aici despre această firmă care efectiv nu știu ce face. Eu am mai pus-o și o spun de fiecare dată. Atât timp cât avem în oraș, avem în Suceava o rețea ciuruită, ce transport oamenii ăștia? Pe unde transportă ăștia? Și cum ne încasează? Cum reușesc să contabilizeze? Cum reușesc să identifice exact consumul fiecăruia? Deci vorbim în primul rând de o mare problemă în acest, din acest punct de vedere. Eu știu că domnul de la Elsaco sunt specialiști în... Da, acum, da, domnii sunt specialiști în a... da, găsi tot felul de soluții în această zonă. Dar eu efectiv nu înțeleg care este rolul acestei. Bun. Cum am mai spus-o, trebuie să-și aibă birou probabil undeva lângă primarul Sucevei, că singura modalitate prin care își pot încheia socotelele sunt în zona subvențiilor de la primărie, în condițiile în care tu iei o cantitate de energie termică de la poarta bioenergie, da, și o aduci printr-o rețea ciuruită, necontrolabil, nimeni nu știe cât sunt pierderile, cum sunt pierderile, și le aduci la blocul omului, da? Deja ai o problemă, pentru că nu știi cât ai pierdut. Și tu trebuie să încasezi, trebuie să ai și profit, trebuie să-i dai omului banii la bioenergy, el ți-a dat o cantitate și da, așa mai departe. Dar mai pui pe om să și plătească pierderile, așa, știi? Că dar le plătește, că... oricum le plătește. Deci, sigur, cetățeanul. Dar am văzut acum o chestie, știi, vis-a-vis de decenia. Așa, acum, că Suceava are... Suceava se află în următoarea situație. Avem foarte multe familii care de ani de zile au decis să-și pună centrale proprii, da? Rămăsese un număr important de familii în sistemul centralizat care a asigurat funcționarea lui și care a stat la baza, dacă doriți, proiectului Bioenergy. Bioenergy nu s-a fi creat, noua centrală nu dacă a fi nu fost erau 17-20.000 de apartamente, dacă nu erau un număr tampon de persoane care să rămână în sistemul centralizat de termoficare. Ei bine, problemele, cel puțin de anul trecut, cele pe care le știu eu, care au avut loc în Suceava, în sensul că știu eu, căldura a fost furnizată foarte târziu, în condiții deplorabile. Oamenii au fost umiliți în ultimul hal, cei din care au avut apartamentele racordate la sistemul centralizat de energie termică, de furnizare a energiei termice. S-au confruntat anul trecut cu niște probleme de evmediu, de evmediu timpuriu chiar. Da, în condițiile în care aveam pretenții de la niște firme importante și private să-și facă treaba așa cum trebuie. Ei bine, această societate, Termonet, care efectiv îi pus acolo doar să încaseze bani, pentru că nu face nimic, nu are nimic. Am văzut niște mașini pompoase, deci au cumpărat, au avut și niște bani de la primărie, dacă ne amintim noi, au fost niște lucruri anul trecut. Da, subvenția dată la timp, ei trăiesc din subvenție, iar în momentul în care sucevenii în această vară, umiliți iarna trecută de această și de această societate, au vrut să se debranșeze de la rețea, da, au inventat tot felul de motive, chiar acesta este termenul, inventat, au inventat tot felul de motive, mai mult sau mai puțin legale, colegii noștri de la Obiectiv le detaliază, astfel încât să împiedice debranșarea oamenilor de la rețea. Și motivul ca să fie foarte clar e vorba de bani, pentru că nu se putea dar altfel. Nu numai, banii au fost puși ca să descurajeze. Ca să descurajeze, păi au zis că... Nu numai bani, că au făcut tot felul de proiecte, tot felul de minuni. Pentru ce? Cine sunteți voi, în primul rând, domnilor de la Termonet, în relația cu suceveanul? Ce contract aveți voi cu suceveanul ca să nu puteți permite acest lucru? Răspund eu acum, scrie aici. Termonet, pentru voi, cu căldură. Păi de-aia scris, nu știu, după aia care este relația contractuală, să înțeleg acest lucru. De când îți permiți tu, Termonet, să-mi pui condiții mie, cu ce să mă încălzesc? Cine ești dumneata, domnule Termonet? Cum? De când îți permiți dumneata, ca în Suceava, să faci ce vrei? Oh. Da? Cu ce drept? Sau cu ce sprijin mai degrabă? Uite, ți arăt eu sprijinul. Deci, da? Uităm așa un pic. A? Ego.
cu sprijin, cum noi cu sprijin, știi? Păi cineva ne-a spus că e bine, că e așa, așa mai departe. Acum povestea asta cu Termonet, hai să mergem să vedeți ce spun cei de la Obiectiv. Și asta pe bună dreptate, într-un titlu foarte mare după prima pagină. Doar 1% din cererile de debranșare au fost aprobate în această vară de Termonet. Întrebarea noastră e de ce? Și o să vedeți că nu degeaba cu Florin întreba cine este Termonet, că mi-aprobă mie sau nu să mă debranșez. Bă, tată, dar dacă eu nu vreau să stau cu tine, încă, băi, tensor, te măriți la un moment dat, bă, te trezești într-o dimineață, te uiți în dreapta și spui tu cine ești. Băi, că eu să... Înțelegi? Adică s-o gătat, frate. Mergi mai departe. C'est la vie, da? Îți schimbi serviciu, îți schimbi baia. Nu poți să schimbi ăla care îți dă ce aia pentru noi, pentru voi, adică cu căldură. Așa? Nu poți, că nu vrea el, că nu vrea mușchiului și inventează tot felul de povești. Și zice așa, din cele aproximativ 400 de cereri de debranșare primite de la suceveni, reprezentanții Termonet au aprobat în această vară doar 4. Pentru cele mai multe dându-se aviz negativ, iar altele fiind încă în lucru. Aviz negativ că ce? Că stai pe stradă, că n-a florit castanul, că trotuarul era rupt și n-a putut ajunge ei, că ce știu eu de care motive, da? Se pare că pentru un moment cei de la Termonet s-au răzgândit în privința montării de bule. Băi, frate, sopertarea asta, da. De reglarea sistemului termic pe care le solicitau inițial sucevenilor. Au zis, bă, dacă pun ăștia bulă și pleacă toți, nu e, bă. Reglarea sistemului, domnii mei, voi aveți rețeaua ciuruită. Ce reglare? Despre ce reglare? Reglare de rețele ciuruite. Da, aveți o rețea ciuruită, este declarația primarului Lungu la predarea rețelei. Mai e încă o chestie. Ce reglați voi acolo? Că deja lucrurile intră într-o zonă care nu mai are nicio legătură nici măcar cu bun simțul și cu nimic altceva. Deci ce reglați? Ce reglaj aveți de făcut? Bă, îți spun ce trebuie să fac. Deci poate să rezolve problema asta foarte simplu. După ce spun ce e așa, avem și o soluție pentru rețelele ciuruite. O soluție care nici măcar nu e foarte tare complicată și se rezolvă una, două. În schimb, au găsit și că ăștia au altă soluție de a stoarce bani. Un proiect tehnic care se ateste că nu au fost modificate instalațiile de încălzire centrală, proiect pe care cei de la Termonet le liberează contra sumei de 495 de lei, adică 5 milioane. Fără 5 lei, da? Fără și, mă rog, 50 de lei, da. Fără să se deplaseze la apartamentul respectiv, adică e ceva de genul. Tăticu, te costă 5 milioane, te costă 5 milioane, îi dai ori nu-i dai. Băi, dar ce să faci? Ei, alo... Trebuie să faci un proiect, deci cam asta e treaba, dacă așa vrea mușchiul meu. Deci dacă nu faci chestia asta, nu semnezi debranșarea. Bun, și eu ce fac? Dar mă interesează din ai văzut. Hai să stai la mine, la mie, la mea, și la anul viitor, și al alt an, și al alt an. Culmea e că între Suceveni și Termonet nu există niciun contract legal valabil, situația fiind tolerată de Consiliul Local, din interese total opuse sucevenilor. Dar să ajung la soluția cu găurile din rețea. Găuri care, rețeaua asta e făcută la noi din ce cifre de ăștia, în proporție de 40-50% spun unii că ar fi o rețea reabilitată. Restul e rețea mai mult decât poroasă. E o rețea care are găuri cât bostanul unui amic de meu care e mult mai mare ca meu. Deci, înțelegi, cam așa ceva. Întrebarea e cum îl rezolv? Bă, simplu. Pe vremuri vă aduceți aminte, pe vremuri le-a dat tristă amintire, știi? Când aveai o problemă cu îți curgea radiatorul, ce puneai înăuntru? Muștar, frate! Muștar! Deci muștarul e soluția. Înțelegi că scrie și la Cartea Sfântă că semânța mică care face un copac mare. Știi? Deci bagi muștar în instalație, toate găurile alea se umplu decât de muștar și gata, frate, nu se mai sunt pierderi. Cred că au și pus că deja începe să ne umple pe noi de muștar. Da, nu, deci de muștar cu adevărat. Muștar oamenii ăștia de numai... Nu, că după aia ai muștarul în casă și al lor, știi? Da. Adică vine muștarul lor în casă și ceva de genul, n-am că îți dau și cu tot cu miros, dacă vrei, știi? Ca să nu te mai plăci că plătești bon. Eu am spus-o de la început. Dacă Termonet era o firmă serioasă, venea la primărie cu un proiect de reabilitare a rețelelor. Asta făcea dacă era o firmă serioasă. Venea în parteneriat cu primăria și solicita ca într-un timp de... Da, cel puțin în perioada cât are concesionat acest serviciu, să reabiliteze rețelele. Termonetul a venit să ia bani. Termonetul a venit în schimb să ia bani. Dacă era o firmă, repet, dacă era o firmă serioasă, Termonet de Botoșani și de mai știm noi unde, da, ar fi venit și ar fi făcut un proiect, un parteneriat cu primăria, i-ar fi propus primarului Lungu să-l ajute cum să rezolve problema transportului energiei termice în Suceava. Așa el a venit numai la cules bani. Este o firmă care culege bani. Asta face Termonet. Nimic altceva. Da? Pentru asta a fost înființată, pentru asta a fost pusă acolo, pentru asta presupun că are un birou lângă primar ca să stoarcă și bani de la primărie. Să vedeți câți bani o să ajungă din subvenție la această firmă.
Da. Suficienți cât să trăiască și suficienți cât să motiveze că, de fapt, toată povestea asta s-a întâmplat pentru Sucevean și nu altfel, adică ceva de genul, dacă va primi subvenție domnul Florin, nu va primi pentru că, nu dumneavoastră, firma, nu dumneavoastră, deci dacă va primi acea societate, își va putea plăti datorie, deci ea va face, practic, va facilita Suceveanului să aibă căldură în casă, că de fapt ea va face un fel de operă de caritate, va fi o societate caritabilă, va face decât de așa dar ceva. Dar această firmă și-a permis în urmă câteva săptămâni să amenințe Suceava că nu furnizează energie termică. E aceeași firmă. De aceeași firmă care își permitea să amenințe Suceava că nu știu ce face și nu știu ce nu face. Da, e o firmă privată, acolo unde Consiliul Local se gândește, dar poate se gândește Suceava să facă o nouă rețea, cum așa ar trebui să facă, și să ia în calcul un alt operator. Asta ar trebui să facă Suceava. Discuțiile pentru noua rețea să o gândească cu un alt operator. Și să o facă rețeaua asta, dacă mi este permis așa, într-un timp foarte, foarte scurt, apreciez eu la 50 de ani de acum încolo. 60. Undeva, da. 50-60 de ani de acum încolo, deci deja mă interesează de n-ai văzut, frate. Adică eu oricum, știi, sau mă rog, generația deci undeva să fie deja la, cu efemerul treaba să fie rezolvată, da. Știi? Cu aia de jos, de sub termonet, știi? Cu efemerul treaba să fie rezolvată. În materie de asemenea serviciu am văzut exemple. Am văzut exemple când în câteva luni ai rețeaua gata făcută, dacă vrei. Da, avem exemplu unei societăți din Rădăuți, nu îi dau numele, că nu are sens să-i dau numele, care la fel a concesionat un anumit serviciu pentru un anumit timp, a construit rețeaua din banii lor, au exploatat-o și-au recuperat banii din exploatare. Din exploatare și-au recuperat banii. În câteva luni rețeaua a fost finalizată. Dar asta nu e afacere. Poftim? Asta nu e afacere. Asta e afacere pe termen lung și foarte lung. Ăștia nu interesează. Era din Italia. Dar deci, nu era de Botoșani. Și mai mult decât atât. Și nu putem să-i punem pe italieni chiar să fim cei mai buni din Europa, știi? Dar totuși aia s-au gândit să câștige pe termen lung și foarte lung, da? Să-și recupereze banii. Adică pun asta și după aia... Nu e exploatare, pacă, îmi recuperez și banii, mai fac și ceva profit, îmi cumpăr jeep, atunci aved, deci, adică mă descurc, știi? Și atunci aici ai putut să discuți la Consiliul Local despre acordarea unor facilități, în sensul că redevența era calculată într-un anume fel și așa mai departe. Aici noi vorbim de... Dar aici ce vorbim despre niște oameni care vin și ce fac? Încasează doar. Știu să taie facturi. Cei de la termonet atât știu să facă. Să taie facturi. Vă aduceți aminte de filmul care se chema pe vremuri și vorbea de, evident, de al doilea război mondial și de o decizie, aliații, chestii, spioni. Se numea Tunurile din Navarone. Da? Filmul. Băi, erau tunuri. Mai înțeles? Nu erau de alea cu pușcoace, știi? Cu niște bilii mai mari. Tunurile din Navarone, făcuțele, deci erau niște dita mai tunurile. Ei despre cam din tunurile astea din Navarone, vorbim și noi că vorbim de rețele termice, termie și așa mai departe. Cea care este acționar, unul dintre acționare de la Termonet, este specialist în astfel de Navarone. De Navarone, specialist de Navarone, da. Specialist în tot felul de nimeni niciodată, cu toate că au contestat, am auzit contestații inclusiv la nivelul primăriei Suceava, cu privire la legalitatea și la ce făcea această firmă, inclusiv în Rădăuți, inclusiv în Suceava. Dintr-o dată a devenit foarte utilă comunității ca parteneră în această mare societate Termonet. A făcut și a făcut un picuț de albire cu clor. Da, așa cu clor. A făcut un picuț de albire, clor pentru albire și a făcut, a ieșit curat, alb și apretat. Cert este că e bătaie de joc. Iar ceilalți băieți care pricepuți în tot felul de cum erau certificate verzi, așa. Iar certificate de acolo. Așa, iar specialiștii în certificate verzi. Poate se gândește la o rețea mai degrabă. Dacă verde, tot, verde. Da? Și o rețea verde negăurită. Că de încasat au tot încasat. Deci așa... O, se poate. Au încasat legal, dacă facturi, vreți, într-adevăr, să aveți o rețea emise, și să încasați în continuare ca lumea, nu doar să... Așa, să aveți o activitate în regulă, poate vă gândiți și la o rețea a Sucevei. Că în rest, business-ul e bun cu certificatele verzi. Sau a fost bun, îmi pare rău. Înțeleg da, că a trecut. Că se mai întâmplă lucruri. Da? Dar așa, dacă tot folosim Suceava în acest joc, măcar atât. Vrem 16.000, 20.000 de apartamente, nicio problemă, facem o rețea care să se adreseze strict rol, nu trebuie să umblăm prin toată Suceava cu țevile aiurea, nu trebuie să mai avem același tip de rețea pe care îl folosea Suceava în urmă cu 40 de ani, 30-40 de ani. Strict ne adresăm blocurilor care au nevoie de încălzire centrală, suntem eficienți și am rezolvat problema.
Asta dacă vrem să rezolvăm problema. Altfel, stăm în această obscuritate avantajoasă, mai ales pentru cei de la termonet, o spun fără nicio reținere. Cu cât lucrurile sunt mai dubioase acolo, cu cât pierderile sunt mai mari și așa mai departe, metoda de calcul este una reușită. Permanent și, una reușită. Și clar, viitorul va fi către... mai jos, la parter, știi? Că e cam am arătat. Deci e prin, la primul etaj și mai jos este partea cu... 5 mai permite. Știi, cine nu, merge cu castofonul și cântă că n-are să facă, că n-are să iei fanfara de la Calafindești sau cine știe de unde fanfara de la... La Stamate, știi? Deci, dacă nu... Acum... Da, deci cam asta este. Deci, din păcate, în zona asta am ajuns. Vine iarna, a venit frigul. Eu vreau să spun că, bineînțeles, cei cu centrală de apartament de asta decât de gaz metan, au tras concluzia că, vrei, nu vrei, a început să facă... Știi? Adică o ia centrala, bă, frate, adică pornește și dă drumul un pic cu sa căldură. Pe bune, spun acum, știi? Mai ales că temperaturile o să scadă. La noi mi se pare că trebuie să ajung la minus 10 grade sau că trebuie să ajung. La 10 grade, 3 zile consecutiv. La plus 10 grade, 3 zile consecutiv. Pe noapte sau pe zi? Pe noapte. Pe noapte. Da. Și de drumul. Și ar trebui să-i dea drumul. Acum știi cum e, nu? Care sunt clienții termonet, știi ce spun, nu? Doamne, fă să nu fie cu 10 plus. Lasă-o mai încolo, leacă, știi? Deci lasă-o mai încolo, lasă mai spre sărbători, știi? Lasă un picuț mai spre sărbători, un picuț, deci nu răci chiar de acum, că-i vai din mama noastră, știi? Că iar vin ăștia și ne iau pielea de pe noi. Deci lasă-o mai un picuț, lasă-o break, că merge așa, sau mă rog, chiar dacă nu merge, dar lasă-o break, știi? Da. Este cum, aici, poate, una dintre cele mai moderne centrale de producere a energiei termice din țară. Da, cu... capital privat, problemele sunt la ei. Forța pe ele, da? Cu de-alea, da. Se descurcă ei, problema lor cum se descurcă acolo. Dar ai, da? Produsul final îl ai acolo. Și îți bați joc de distribuție. Da? Nu vrei să vezi ce lucrurile spune, în partea cealaltă. Distribuția nu este a noastră. Distribuția era, decât că e povestea aia cu distribuția, care, nu știu, la CET sau nu știu care, și CET-ul vine distribuția, dar jumătate găurită, jumătate cu tare. Și vor o șarcuță de bani. Primarul zice, băi, da, am vrut să dau, dar bani mai puțini ca să pot face investiții. Că nu pot să dau pe o coșarcă de bani pe țeavă găurită. Bă, dar o recuperez, că îi pui pe băieții ăștia care sunt din anumite comunități, de anumită culoare, știi? Și dacă le spui că ai de recuperat țeavă, ăia sapă și șantul, scoți ceava și ai unde să pui ceava nou, frate. Știi? Ca să o iei, o iau găurită și o rezolvă, nu-i problemă. Că mai trebuie să mai pună, să mai facă la sinagogă ceva, să mai pună un rând de, alea încă un rând deasupra, să mai acoperi și adică, știi? Că poate și nici chestia asta n-ar fi chiar, știi, de aici de colea, știi? Să-i spună piunii țava. Începi de aici și mergi încolo. Bă, frate, ăia sapă, scoate țava afară ca să recupereze ferul, înțelegi? Și lasă și gol acolo ca să poți pune tu instalația. Adică ar fi și o chestie de cât, știi? Așteaptă instalația nouă. Și aștept, nu, instalucă, dar iau pune din plastic, că nu mai recuperează, știi? Aia pune din PVC, știi? Dar măcar recuperează ferul din instalația veche. Și acolo e cea mai rămasă decât gros de 2 dește, de 3 dește, știi? Că era o țeavă de aia transportatoare. Și îți dai seama că ce vorbești, bă, ea lucrează cu mâinile așa. Deci n-ai văzut ce ăștia la Lipoveni sunt escavatoarele cu barbă și cacavaca, știi cum ne spuneam pe vremuri, știi? Să vezi ăștia cum merg, frate. Wow. Trebuie să nu mai dai azimut. Pe aici e țavă, pe aici e țavă, pe aici e țavă. Nu mai găsești țavile. Știi? Nu mai trebuie să fii pregătit ca să poți merge mai departe. E o rocotată la 4,44. Să plătească taxa de buclă. Da. Nu, la capitolul plătit taxe, nu. Deci fără taxe. Fără taxe. Chiar nu e obișnuit să plătească taxe, pentru că este decât rom și nu plătește taxe. Euro 4,44, spuneam 84, dolarul american 3,95,91. Făcut astăzi de Isărescu. Bă, când o mi-am fi având omul ăsta timp să o ocupe, frate, că el acum e în Podgorie, face vinul, pune termometrele, inhalează să vadă dacă e bun, dacă miroase bine, dacă el pregătește, adică omul, dar eu știu ce să mai, frate, probabil că așa, cu greutate. 4 septembrie 1226, a încetat din viață Francisc de Assisi, intimitorul Ordinului Religios și poartă numele, adică e franciscanul, ca să zic așa, Ordinul Franciscan. 1669, a încetat din viață pictorul olandez Rembrandt. 1814 s-a născut pictorul francez Jean-François Millet, iar în 1873 s-a născut matematicianul Gheorghe Țițeica, care mi-a mâncat tinerețile. 1800, nu el, ci matematica lui. 1883,
a fost dat în funcțiune primul tren Orient Express care asigura legătura între Turcia și Europa și azi este Ziua Mondială a Naturii și a Animalelor, indiferent cu câte picioare sunt ele, că sunt mai cu mai multe, cu mai puține, dar în general e ziua astăzi a animalelor. Luăm publicitate, dragii mei, ne reîntoarcem, mai povestim că avem niște știri din ai văzut, deci revenim.